Bună, bună, bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem așa un fel de vlog extra. Ne vedem într-o zi în care nu era tocmai ziua mea de postat și de mâine începem cu vlogurile dedicate Crăciunului, un fel de vlogmas, dar nu o să-i zicem chiar vlogmas pentru că nu o să avem vloguri în fiecare zi, ci o să ne vedem de 3 ori pe săptămână, în fiecare luni, miercuri și vineri. Și am zis să închei capitolul Japonia cu un haul ca la carte. Un haul cu de toate. Am aici un geamantan plin, plus câteva produse care se aflau într-un alt geamantan, produse de beauty pe care deja am început să le folosesc și despre acestea vă și pot spune câteva impresii. Zic să vă faceți comozi pentru că o să fie un vlog lung, să vă pregătiți o cafea, un ceai, ceva ce aveți la îndemână. Eu deja am scos cănile de Crăciun la înaintare, pentru că gata, de mâine intrăm în decembrie. Trebuie să facem și noi bradul, să mutăm pe aici, că aș vrea să fac bradul în acest colț, dar vorbim noi mai multe de mâine. Acum, hai să ne focusăm pe tot ce am cumpărat din Japonia. Am scos din geamantan ce aveam pentru Mira, de fapt și le-a scos ea singură, pentru că și-a luat și câteva jucării, și-a luat și haine, și-a luat și accesorii. S-ar putea să mai fi rămas câte ceva, în principiu produse pe care le avem la comun, pentru că acum, mai ales ce ține de accesorii și accesorii pentru păr, pe acestea le cam luăm la comun și începem cu ce port, și anume inele. Toate inelele pe care le am astăzi sunt inele luate din Harajuku, cel de aici este preferatul Mirei, cel cu buze, iar apoi mai avem unul simpatic cu un ursuleț și unul metalic și cu floricele. Toate sunt așa foarte mari și mă bucur că am găsit într-un final mărimea mea, pentru că asta era problema și asta e motivul pentru care nu m-ați văzut până acum cu foarte multe inele, mai ales inele din acestea XXL, pentru că de fiecare dată când încercam ceva, îmi erau mari și îmi picau și nu-mi stăteau nici cum. Nici astea nu pot spune când vin la fix și îmi sunt un pic mari, mai ales cel de aici cu buză, trebuie să-i pun un alt inel mai micuț, subțire, așa drept suport, ca să-l țină la locul lui, că altfel n-am nicio șansă. Apoi mai am acest colier pe care l-am luat de la un magazin cu orice produs la 300 de ieni și am dat pe el 300 de ieni și am fost ușor dezamăgită pentru că acum la magazinele cu orice produs la 300 de ieni, produsele nu mai sunt 300 de ieni, sunt foarte puține produsele la 300 de ieni și majoritatea sunt la 500, 1200, 1500. E un magazin pornind de la prețul de 300 de ieni, dar găsești mai mult produse ceva mai scumpe. Oricum, au produse faine, cum e și acest colier și o să vedeți că mai avem câteva lucruri. Ba nu, am aici o cutiuță pentru bijuterii în formă de căpșună. Și e atât de simpatică, bineînțeles că așa am luat două bucăți. Această căpșunică a fost 500 de ieni și Mira are la fel. Mai avea un magazin și pe roz, dar atât eu cât și Mira am preferat varianta pe roșu și în interior mai avem câteva accesorii pe care o să vi le arăt tot acum, dacă am început cu accesoriile, zic să finalizez. Tot din Harajuku mi-am luat acest lanț. Este un lanț cu o inimă, cu un lacăt și vedeți că aici am și o cheiță. Dar partea interesantă e că acest lacăt e funcțional. Ideea e că tu ca să-l pui la gât, trebuie să desfaci lacătul, apoi îl închizi și gata. Și e destul de scary, pentru că dacă ai pierdut cheița, ai rămas cu acest lanț la gât. Trebuie să-l dai jos, să-l tai, nu știu ce să-i faci, pentru că nu mai ai cum altfel să desfaci lănțișorul. Și cred că asta a și fost motivul pentru care nu l-am purtat până acum, pentru că eu sunt destul de zăpăcită și aiurită și tot timpul uit unde pun anumite lucruri sau le pierd și fiind o cheiță atât de mică, parcă mi-e frică să nu rămân pentru totdeauna cu acest lanț la gât și dacă las cheița aici în lacăt, nici asta nu-i combinație pentru că nu stă. Iese destul de ușor de aici și cum o dai nu-i bine, dar până și cheița
are o formă de inimioară. E superb. Nu mai știu exact cât a fost, cred că 2000 sau 3000 de ieni. L-am luat tot așa de la un magazin random din Harajuku, de pe Takeshita Street. Și mai am un inel roz, pe acesta l-am luat să-l port în combinație cu buzele. Sunt pe aceeași nuanță, toate au fost cumpărate de la același magazin, nu este un magazin renumit, e un magazin micuț de acolo, de pe strada Takeshita. Oricum, dacă ai răbdare să intri și dacă ești ok cu aglomerația, chiar poți să găsești lucruri destul de unice. Și din Karuizawa am luat acești cercei, sunt făcuți din argint și lucrați manual. Și acum trecem la produsele pe care deja le-am folosit și începem cu acest tratament pentru păr. Este un tratament pentru părul degradat, adică pentru părul meu. Și adevărul e că de când am început să folosesc doar produse japoneze, chiar simt o diferență și o diferență în bine și cred că se și vede pe cameră pentru că e mult mai sănătos. Dacă e să nu-i acord hidratare și am de-a face cu umiditate, atunci părul meu stă efectiv ca un păr de păpușă, e așa foarte aspru și ca o sârmă și e normal pentru că e foarte procesat și are nevoie de ajutor din partea mea, ajutor pe care nu prea l-am dat, îi dădeam așa un pic de ulei de la Moroccan Oil, un pic de ulei nu știu mai de care și cam aia era toată hidratarea pe care o primea de la mine. Și când am ajuns în Japonia am zis, ia, hai să încerc și eu niște tratamente japoneze. De obicei acolo folosesc șampon, balsam, mască de la branduri japoneze, nu măcar cu toate cele din România. Și tura asta am zis, ia să nu-mi iau eu nici ulei, nici nimic la mine, ci să încerc niște produse de la ei. Și am început cu acest tratament pe care l-am luat pentru că mi-a atras atenția și pentru că știam de acest brand, știu că este un brand apreciat la ei și am zis să-i dau o șansă. Și după prima folosire am rămas uimită, aveam părul atât de moale, zici că aveam părul mirei și am avut parte de o schimbare așa la 180 de grade. Și acest tratament ajută la restructurarea firului de păr și mi-a plăcut atât de mult încât, bineînțeles că a trebuit să-mi iau toată gama. M-am întors și mi-am luat și șampon, și balsam, și mască. Stați așa, toate din aceeași gamă și acum asta e ceea ce folosesc pentru păr. Am fost un pic supărată cu șamponul și balsamul. Dacă v-ați uitat la vlogul cu produse de beauty japoneze, vlog pe care l-am postat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, acolo v-am arătat acest set și am menționat faptul că o să-mi iau de fapt refill-ul, adică o să-mi iau produsul fără recipient. Și până la urmă am zis, nu, hai să-mi iau să am și recipientul. Și unde voiam să ajung cu asta? Ei bine, în momentul în care am ajuns în România, nu știu ce s-a întâmplat din nou pe zbor, de la presiune, dar aveam așa jumătate de produs în recipientul ăsta și am zis, dar stai puțin că eu nu am desfăcut produsele, nu le-am folosit și când le-am luat erau full pentru că am desfăcut ambalajul și le-am aranjat frumos în geamantan. De multe ori renunț la ambalaje pentru că ocupă spațiu degeaba și cântărește în plus tot așa degeaba și erau full când am plecat din Japonia și am ajuns cu ele jumătate și acum le-am folosit vreo 10 zile, vreo 3-4 spălări și deja sunt pe ducă. Partea bună e că o să ne întâlnim cu mama lui Taiga și o să o rog să-mi aducă refill-ul, fix ce voiam să iau inițial și o să urmăresc. Eu am mai pățit chestii de genul cu produse de beauty, cum ar fi la eyelinere, am mai avut problema asta că am ajuns cu ele uscate și pe partea de produse în recipiente mari e pentru prima dată când pățesc, dar e și pentru prima dată când vin cu șampon și balsam din Japonia, pentru că de obicei nu stăteam să măcar cu ele, eram foarte mulțumită de cum acționează și cum arată pe părul meu acolo, dar întotdeauna eram, nu are sens măcar cu ele pentru că am și în România, îmi iau de la Moroccan Oil, eu eram foarte setată pe Moroccan Oil până când părul meu a ajuns să se obișnuiască cu ele și apoi mi-am dat seama că am nevoie de o schimbare. Bine, sunt așa mai mulți factori și părul oricum are nevoie
de schimbări constante, pentru că dacă îi dai același produs pentru o perioadă foarte lungă de timp, părul se obișnuiește cu acel produs și în timp ajungi să nu mai vezi nicio diferență. Și cam în punctul ăla am ajuns și eu cu Moroccan Oil. Și acum o să continui de la șampon și mască, nu simt o mare diferență, simt că am părul mai fin, dar vedem, trebuie să-l folosesc mai mult ca să pot să vin cu un review complet. Și din aceeași gamă am mai cumpărat un produs care este foarte popular în Japonia, a câștigat multe, multe concursuri și este tot așa ca un tratament pentru părul foarte uscat și are și protecție termică. Sincer, mie îmi place mai mult cel de la Lucindoel, dar vedeți că pe acesta cred că l-am folosit doar o dată. Aici se vede că deja am folosit aproape jumătate de produs. Trebuie să-l folosesc mai mult și să-l folosesc doar pe acesta ca să-mi dau seama exact. Iar apoi, de la Liese, mi-am luat ca un coating pentru păr, care are și protecție termică. Acest produs se aplică pe părul uscat și în principiu îți îmbracă firul de păr, iar apoi tu dacă îl faci cu căldură, este un produs care se activează la căldură și în momentul în care vii cu peria rotativă sau cu placa, părul tău rămâne foarte strălucitor și cumva este și protejat pentru că tu l-ai îmbrăcat în acest produs și apoi placa sau ce folosești tu ca și sursă de căldură nu mai arde direct firul de păr, ci cumva ai această protecție, iar finish-ul e foarte strălucitor și îți lasă acea senzație de păr de păpușă. Sunt foarte încântată de el, e foarte asemănător cu produsul Wow, o să-l las aici, îl am în baie, dar nu mă duc după el, dar doar că după produsul Wow, eu nu văd nicio diferență. După acest produs, văd exact diferența și face ceea ce promite. Și tot pentru păr, un alt produs pe care l-am menționat în vlog, un ulei pentru păr. Un ulei de la Fino, eu am folosit masca de la Fino, am avut-o data trecută când m-am întors din Japonia, pe aceea am adus-o cu mine, iar Fino este un brand care aparține de Shiseido și acest ulei este atât de dens, în momentul în care îl aplic am impresia că îmi lasă părul foarte uleios și aplic doar un strop, pun așa odată un strop în palmă, apoi uniformizez și aplic cât mai puțin și doar pe vârfuri. Dar am aflat care este șmecheria. Într-o primă fază, părul pare foarte uleios, chiar dacă tu folosești puțin produs. Dar dacă îl folosești seara, a doua zi te trezești cu părul foarte hidratat. Sau dacă îl folosești dimineața, trebuie să-l lași cam 2 ore pentru ca acest ulei să se absorbă. Nu am mai avut această senzație și această experiență cu un ulei pentru păr. De obicei, uleiul pentru păr îl aplici și ai acel finish foarte strălucitor, deloc încărcat și cumva îți oferă acea iluzie de păr hidratat. Dar uleiul ăsta e atât de dens și atât de puternic încât nu doar că îți oferă o iluzie, ci el chiar aia face și se absorbe, trebuie să aștepți să se absorbă ca să primești rezultatul final, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Cu siguranță o să rămână un produs pe care o să-l folosesc o perioadă lungă de timp. Uleiuri pentru păr am mai încercat din Japonia și am observat că majoritatea uleiurilor de acolo sunt foarte dense. Eu am mai avut un ulei pe bază de ulei de orez, care la fel trebuia să aplic doar un strop mic, mic, mic și tot mi se părea că îmi lasă părul încărcat, doar că acela parcă nu se absorbea la fel de bine ca cel de la Fino. Și continuăm cu o cremă pentru ochi. O cremă pentru ochi care are și efect de albire, este pentru cearcăne. Eu nu am simțit nicio diferență la cearcăne. Eu oricum am cearcăne din totdeauna. Dacă mă uit la poze cu mine de când eram mică, eu aveam cearcăne și la 7 ani și la 8 ani și la 10 ani și la 14 ani. Mereu am fost cu cearcăne, așa sunt eu. Când am fost la un control dermatologic, doamna doctor mi-a spus că
probabil e o chestie genetică și că am pielea din jurul ochilor mult mai subțire și ăsta e motivul pentru care am cearcănele mai proeminente, dar niciodată n-am avut probleme să am pungi sub ochi, să mi se umfle ochii. Nu, am cearcăne și dacă dorm puțin, am cearcăne și mai tare, cam asta ar fi, am ditai cearcănele, dar oricum am mereu ditai cearcănele, așa că nu văd mare diferență. Și de când folosesc această cremă, nu pot să zic că simt vreo îmbunătățire. Eu oricum am folosit multe creme, cam tot ce se putea folosi pentru ochi și am încercat creme care promiteau că fac aia și aia și aia și nimic. Și doamna doctor, când am fost, mi-a zis, trebuie să ți le umpli cu acid hialuronic sau să faci o intervenție cu laser. Cam astea sunt opțiunile tale ca să scap de cearcăne. Deci mi-a dat-o super bine și acum rămâne de văzut. O să o folosesc pentru o perioadă mai lungă de timp, dar știți ce îmi place cel mai mult la ea? Că hidratează, dar nu hidratează doar pe moment. Nu. O aplici, se absorbe foarte rapid, pielea din jurul ochilor nu rămâne lipicioasă, are un finish mat, dar îți simți zona ochilor hidratată pentru o perioadă lungă de timp. Și eu am observat asta seara, pentru că îmi fac rutina de seară și apoi mai stau o oră, două, trei ore, mai învârt, mai iau la un serial, mai citesc ceva și în momentul în care puneam așa mâna, simțeam efectiv pielea foarte întinsă și foarte hidratată așa, dar nelipicioasă, nu știu, e o senzație foarte ciudată pe care la fel n-am mai întâlnit-o la niciun alt produs pentru ochi din produsele pe care le-am folosit eu până acum. Și asta e motivul pentru care o să vedeți că mai am o cremă fix la fel aici, una nedesfăcută, am zis, am de rezervă pentru că îmi place mult prea mult. Și dacă am descoperit această cremă minune de la acest brand care nu știu cum se numește, pentru că scrie doar în kanji și Taiga nu este acasă să ne spună, dar o să pun aici pe ecran, ei bine, a trebuit să cumpăr toată gama, că doar mă știți, v-ați obișnuit cu mine că așa fac mereu. Și am luat crema de seară, care are același efect foarte hidratant și nelipicios. Și o cremă de zi, dar asta este o cremă de zi cu Q10. Și încă un lucru, produsele lor sunt pe bază de lapte de soia. N-am mai încercat până acum produse pe bază de lapte de soia, dar la fel, o să le folosesc o perioadă mai lungă de timp și rămâne de văzut dacă atunci când mă întorc în Japonia voi rămâne la această gamă sau dacă voi simți nevoia să mai încerc și alte produse. Apoi, de la Anessa, Anessa este un alt brand care aparține de Shiseido, doar că este un brand care este specializat pe produse cu SPF și ei doar asta scot pe piață. Din câte am văzut, se spune că ar fi cel mai bun brand pe produse de SPF și asta nu doar din Japonia, ci din lume, este foarte apreciat peste tot și tura aceasta am zis să încerc un serum cu SPF 50. Este un serum care are un finish foarte mat. În principiu toate produsele de la Anessa au acest finish mat și sunt ce trebuie pentru persoanele care au un ten uleios sau mixt. La rujuri am cam dat-o în bară tura asta pentru că n-am găsit mare lucru să-mi placă. Am luat acest ruj de la un brand corean, este un ruj portocaliu. A, nu, ăsta e alt ruj, nu, ăsta e rujul care nu-mi place. E un ruj de la brand, un brand corean, dar parcă e foarte apos, așa, nu stă pe buze și îl pun degeaba. Au fost 1000 de ieni cheltuiți degeaba, efectiv. Degeaba, pentru că simt că nu pot să folosesc acest produs, nu văd nimic atunci când îl pun pe buze și poate că dacă aș aplica de 3, 4, 5 ore aș vedea ceva, dar rujurile nu ar trebui să fie niște produse care să te chinuie, nu? Așa că l-am adus, dar nu știu dacă o să-l folosesc. Un ruj mat de la un brand japonez, de la Esprit
V-am spus că brandurile japoneze merg foarte des pe nume internaționale, nume franțuzești. Ăsta este un ruj rozaliu, foarte mat, dar îmi place pentru că îl folosesc în combinație cu acest luciu de la Rome End. Este un luciu de la un brand corean, un brand pe care îl găsim și aici. Eu le pun așa pe mână, dar nu știu dacă vedeți mare lucru. Este un tint lucios, pentru că am văzut că acum cam ăsta este trendul și în Japonia, dar și în Coreea, și nu prea mai găsești tinturi mate. Majoritatea tinturilor sunt cu gloss, un nou trend. Și de la Uzu mi-am luat un ruj care e mai repede un balsam de hidratare cu un pic de culoare și cam așa se prezintă. E cel de aici din colț. E tot așa pe rozaliu. Eu de obicei merg pe nude, pe pink shades, undeva în paleta asta mă învârt și am terminat cu produsele pe care le aveam desfăcute. Încă un lucru, cardiganul, la fel, e cumpărat din Japonia, l-am luat de la GU. GU este un brand care aparține de Uniqlo, cred că am mai menționat asta în vlogurile mele anterioare. Și pantalonii sunt niște pantaloni simpli, negri, în linie dreaptă și sunt tot așa de la GU. Astăzi pot spune că sunt îmbrăcată din Japonia, din cap până în picioare. Și trecem la marele geamantan. Avem o maletă albă, pentru că nu mai aveam. Pe acestea le stric cel mai repede și este o maletă de la Uniqlo, e din lână, 100%, am și pe negru, am și pe maro, am pe foarte multe nuanțe și ei au o colecție foarte vastă. Cred că asta îmi place cel mai mult la Uniqlo, pentru că au piese basic, dar în foarte multe culori, cum ar fi și tricoul de la UUU, pe care l-am tot lăudat și care la fel nu lipsește din garderoba mea. Și acolo au multe culori din care poți alege și de obicei cam în fiecare sezon mai adaugă niște culori noi sau au niște culori în ediție limitată, culori pentru acel sezon și nu ai cum să te plictisești de produsele lor, mai ales că sunt niște produse de bază, niște produse care te ajută să-ți construiești apoi ținutele. Pentru că fără aceste produse de bază, ne e foarte peste mână să punem cap la cap o ținută. De la un magazin second hand, un magazin second hand la care am intrat foarte random, nici nu aveam camera de vlog cu mine pentru că am lăsat o mașină la momentul respectiv și ăsta e motivul pentru care nici n-am apucat să vă arăt de acolo. Oricum, am văzut că la intrare în magazin scria mare, fără live-uri, fără live stream și probabil că dacă aș fi intrat cu camera, aș fi fost oprită. Și asta pentru că sunt foarte mulți chinezi care vin și fac live-uri de shopping din magazine. Ăsta e trendul la ei și cumva acum în Japonia au început să apară din ce în ce mai multe restricții pe partea asta, pentru că nu doar că fac live stream, dar sunt foarte gălăgioși, au impresia că tot magazinul le aparține și de aceea au venit și restricții din partea magazinelor, pentru că dacă te duci și faci și nu deranjezi pe nimeni și iei un produs, îl încerci la cabina de probă și pe colo și pe dincolo și ai așa cei 7 ani de acasă, nu cred că s-ar fi supărat nimeni. Dar în momentul în care tu faci dezastru și în magazin și lași magazinul cu fundul în sus și le iei, le pui în altă parte, atunci normal că apar discuții și apar aceste restricții. Asta așa ca o mică paranteză, bine că bănuiesc că dacă ar fi văzut că nu fac live streaming, atunci poate că ar fi fost ok, dar mi s-a părut așa interesant, pentru că înainte nu erau aceste restricții pe nicăieri, dar știu că și ultima dată când am fost în Japonia, înainte de data asta, la fel am intrat în magazine și am văzut diferiți oameni care făceau live streaming în limba chineză și oricum limba chineză ei când vorbesc foarte tare. Deci n-ai cum să nu-ți dai seama când cineva vorbește în limba chineză. Eu cel puțin asta am observat stând acolo, am avut ocazia să văd și grupuri de chinezi și grupuri de coreeni și grupuri de filipinezi și grupuri de peste tot din Asia și
chinezii par a fi cei mai gălăgioși. Bineînțeles că bănuiesc că diferă și de la zonă la zonă, că până la urmă China e mare, dar asta e așa impresia mea generală. Uite că în China n-am ajuns până acum, dar poate o să mergem, de fapt nu poate, sigur o să mergem. Și la acest magazin second hand am găsit un set de școlăriță și în interiorul sacoului la fel am emblema școlii și această uniformă e pentru 160 de centimetri. Eu am 1,58 m undeva pe acolo, sunt foarte micuță, dar îmi vine perfect și avem acest sacou fără guler și fusta care vine până la genunchi, dar eu când am purtat-o am întors-o de aici, așa de două ori, ca să o fac un pic mai scurtă. Și tot la acest second hand am găsit aceste cizme superbe, într-o stare foarte bună și mărimea mea. Am dat pe ele, cred că 10.000 de ieni, sunt niște cizme de la Saint Laurent. Îmi place că avem aici logo-ul brandului, dar nu e un logo care să te deranjeze la ochi. Avem și o inserție de catifea, eu nu prea sunt cu catifeaua, dar îmi place această inserție, mai ales în combinație cu fermoarul. Iar la spate avem la fel, fermoar de colo până colo și această inserție din catifea. Nu știu dacă ne mai vedem, eu sper că ne vedem și ne auzim. Acesta este paltonul, este paltonul meu preferat din ultima perioadă. Cred că l-ați văzut la mine pe Instagram, pentru că am postat un reel îmbrăcat în el și e foarte lung, dar e și foarte gros. Și uitați cum e pe interior. Zici că e o plapumă făcută de mamaie. Și mai am această geacă pe care am luat-o de la un alt magazin second hand. Mi s-a părut o geacă interesantă, par a fi două geci într-una singură, dar de fapt e doar una cu o inserție. Zici că am pus o vestă peste o geacă, cam așa vine. O să o vedeți mai des în viitoarele mele vloguri, pentru că este o geacă pe care o port destul de des acum, mai ales că vremea încă nu e foarte rece și încă mai pot purta ceva un pic mai subțirel, dar ușor, ușor, sigur o să intrăm în niște temperaturi cu minus. Din nou, nu știu dacă sunt focusate și dacă mă vedeți, dar vreau să le pun la loc. Am adus cam majoritatea hainelor care mi-au picat la pungile norocoase tura asta, în afară de acele produse care am simțit eu că parcă nu mi se potrivesc și nu sunt pentru mine, pentru mine de acum. Și continuăm cu una alta de la magazinul 100 de ieni. Am luat niște forme așa din silicon. Îi mai fac Mirei diferite tarte cu ou. Eu Mirei îi pregătesc bento în fiecare zi pentru școală. Ce înseamnă bento? E cutiuța de prânz. Îi pregătesc prânzul, cum ar veni caserola de prânz. Și mă joc, încerc să îi le fac cât mai drăguțe, să îi le fac cât mai versatile și cu legume și cu de toate și să schimb meniul de la o zi la alta și încerc să îi le fac așa kawaii ca în Japonia. Nu îmi iese mereu, dar eu măcar am intenția. Ideea e că ea are și cantina la școală, dar nu suntem foarte mulțumiți de meniul de la școală. Și tot pentru bento am niște recipiente foarte simpatice cu pisicuțe. Sunt niște recipiente pentru sos. Fie că îi dau dressing pentru salată, fie că îi dau ketchup, fie că îi dau un alt sos. Îl pun separat, nu îl pun direct pe mâncare și așa își pune ea cât vrea, cum vrea, dacă vrea. Vedeți că în Japonia găsești toate nebuniile pentru bento-uri, pentru că acolo face parte din cultura lor să-ți pregătești bento, să mergi la muncă, să-ți pregătești bento ca să te duci la școală, la facultate, găsești bento-uri de cumpărat și găsești și foarte multe accesorii pentru bento-uri. Am mai luat și o folie așa simpatică cu animăluțe care se pune deasupra mâncării pentru a nu se lipi de capac. Mai avem o altă caserolă, tot așa pentru porții, pentru a putea organiza. Apoi niște punguțe pentru sandvișuri. Asta este un capac pe care mi l-a dat mama lui Taiga. Este un capac cumva din silicon.
care ia forma recipientului și poți să-l folosești și pe post de covoraș antiderapant. Apoi, pentru a tăia legumele așa super cute, în formă de steluță, inimioară, nebunii, am luat aceste forme și poți să folosești atât pe legume crude, cum ar fi pe castraveți, cât și pe legume fierte, cum ar fi morcovi, pentru că noi folosim și facem steluțe din morcovi și e activitatea preferată a Mirei. Pentru orez avem o formă de iepuraș pentru a pune orezul în formă de iepuraș în bento. Tot pentru bento avem și mai multe recipiente pentru diferite sosuri și mi-a plăcut acest produs pentru că avem trei mărimi. Avem recipiente mici, medii și mari. Nu mai sunt ele kawaii, sunt simple, dar am zis că sunt folositoare și sunt bune în casă. Apoi ca niște scobitori, dar sunt niște scobitori de servire. Dacă îi pun Mirei în bento ceva ce poate fi mâncat cu aceste scobitori, atunci îi le pun acolo. Sunt niște scobitori în formă de sabie, niște scobitori alese de Mira și mai avem așa cu foarte multe personaje și nu sunt de unică folosință. Pe acestea întotdeauna le aducem înapoi acasă, le spălăm și le refolosim. Și mai multe forme drăguțe, de data asta avem niște forme cu animăluțe pentru legume, pentru brânză, poți să tai orice în aceste forme și din nou avem acolo un exemplu de bento drăguț. Am mai luat și eu niște forme așa cu prințese, ca un cuțitaș care merge mână în mână cu formele pentru legume. O curea pe care am luat-o tot de la un magazin second hand, mi-a plăcut pentru că e așa cu accente metalice și e foarte scurtă, adică pot să o folosesc ca și curea în talie. Și mai multe forme pentru bentouri, tot așa cu personaje. Știți că vă arătam acele scobitori pentru mâncare, pentru bentouri? Ei bine, am găsit și un recipient pentru sortarea acestor scobitori, că noi le ținem pe acolo printre furculițe și e mereu haos. Și am găsit acest recipient și am zis ok, e fix ce ne trebuie, am luat doar unul ca să-l testăm și am zis că dacă e ce trebuie, atunci când ne întoarcem în Japonia, o să mai luăm încă unul, un alt elastic pentru bento, de data asta cu Kitty-chan. În acest porfard am niște fundițe pe care le-am luat tot de la magazinul 300 de ieni și avem fundițe albe și fundițe negre, sunt niște clame, au fost două seturi, un set cu fundițe negre și un set cu fundițe albe și pentru Mira am luat și așa două clame cu cireșe, uitați cum sunt. Sunt destul de mari și acestea sunt perfecte. Opa, am și dat una pe jos. Sunt perfecte pentru când vreau să-i prind părul așa la spate, pentru că ea are părul foarte fin și dacă folosesc o clamă mai mare, atunci acea clamă nu stă tot timpul alunecă și nu-i ține părul acolo unde trebuie. Și am zis să încercăm așa. Apoi geanta asta care e super populară de la Uniqlo, e peste tot și e interesant pentru că trendul a început în Anglia și am zis ok, hai, trebuie să o luăm și noi, să o încercăm și noi, să vedem care e șmecheria cu ea. Îmi place că e din acest nylon mat și cu toate că nu pare, e destul de încăpătoare și în interior avem un buzunar mare plus alte două buzunare aici pe lateral. Și tot de la Uniqlo, tot o geantă din această banană, dar de data asta o geantă traistă, care e un pic mai greu de accesat, pentru că închiderea se face așa. Și în momentul în care tu vrei să-ți iei ceva din geantă, trebuie să desfaci și apoi să stai și să cauți. Cauți așa, nu prea ai vizibilitate și niciodată nu găsești nimic. Și asta vă spun din proprie experiență, pentru că am purtat-o de 2-3 ori și nu e o geantă în care să ții multe lucruri, cu toate că în ea încap multe lucruri, dar în momentul în care pui mai multe,
atunci nu mai găsești nimic și devine un mare haos. Și pentru a evita asta, atunci cred că cel mai bine e să o iei atunci când nu ai multe de luat la tine. De exemplu, când ai doar un portofel și telefonul sau când ai așa 2, 3, 4, hai maxim 5 produse. Nu mai mult de atât, pentru că e un pic greu de accesat. Pentru Mira am luat ceva de Crăciun. Avem, să vă arăt sau să nu vă arăt? Să las pentru Vlogmas. Hai că vă arăt repede. Avem o căciuliță și așa o bombonică din aceasta de Crăciun. Dar nu le desfac, o să le desfacem împreună pe Vlogmas. O rochiță. Mi-a plăcut materialul. E un material și care pare așa ușor vintage, foarte, foarte drăguță. Și pe aceasta am luat-o tot de la magazinul cu orice produs la 300 de ieni, dar a fost 1200 de ieni. Și am mai găsit niște globuri, niște globulețe cu personaje Disney. Încă nu știm cum vrem să facem bradul, suntem foarte în pom. Mira zice că vrea să-l facem negru sau să-l facem curcubeu. Eu parcă aș merge pe, nici nu știu, pe roz, pe roșu și alb. Nu știu de ce sunt setată pe roșu și alb de câțiva ani. Aș face bradul doar în roșu și alb, dacă se poate. Și acum ne gândeam, poate să facem ceva cu personaje, dar nu am găsit suficiente globulețe pentru a face ceva doar cu personaje. Așa că ne gândeam să-l facem cu personaje și cu ceva dulciuri, că am văzut că acum găsești peste tot cu candies, cu gogoși, cu tot felul de dulciuri mare și așa ne-am gândit că ar putea fi o variantă. Sau putem să-l facem în două culori și să venim cu aceste accente colorate, cu aceste globuri cu personaje, plus globurile pe care le-am tot adunat eu în ultima perioadă, dar încă nu sunt suficiente pentru a face tot bradul doar cu globuri din călătoriile noastre. Știți că vrem să facem un brad al călătoriilor și cred că putem deja să începem să le punem așa în brăduț și ușor, ușor să mai strângem. Nu știu exact câte am până acum, nici nu cred că le am pe toate aici la Cluj, cred că sunt câteva care au rămas la Văleni, dar uite, o să facem un inventar și tot așa globulețe cu Disney, cu personaje, avem cu Mickey, cu Minnie, cu Daisy, cu Donald, cu aproape toată lumea. Mai avem aici două pungi pline cu produse de beauty. Știți că vă spuneam că dacă mă îndrăgostez de o gamă, cumpăr toată gama? E bine, de la Lucindoel, din aceeași gamă pentru păr degradat, am luat și uleiul, dar pe acesta încă nu l-am desfăcut, nu l-am testat, nu știu exact ce face. Urmează și o să vă spun mai multe. Și tot de la Lucindoel, dar dintr-o altă gamă, o gamă de hidratare, am luat și această cremă pentru păr. Bineînțeles că a trebuit să-mi iau și o cremă pentru mâini, pentru că am testat-o în magazin și mi-a plăcut pentru că nu-ți lasă mâinile lipicioase. Da, cred că e ceva specific japonez, sincer. Apoi un produs pentru mine și Mira, un produs pentru păr. E un produs de fixare fără alcool, fără parabeni, fără nimic în el. Nu știu exact care-i treaba, pentru că cică este o apă de fixare. E ca o pelerină pentru păr, așa este marketată. Și vedeți aici, îți spune că e ok pentru copii. N-am mai încercat până acum apă de fixare, nici nu știam că există. Ăsta e motivul pentru care am luat acest produs. Plus că Mira în ultima perioadă vrea să aibă părul mai drept, mai aranjat, nu știu cum, vrea să stea într-un anumit mod și vrea să-i țină în acel mod o perioadă mai lungă de timp și a trebuit să găsesc ceva variante pentru amândouă. Și din aceeași gamă cu produsele de mai devreme pentru față, am luat și o cremă cu protecție UV și este o cremă care este foarte bună și pentru regenerare, din câte văd aici, pe spate. O să o testez și mai vedem care-i treaba, dacă îmi place o să mai auziți de ea la mine.
încă o cremă pentru ochi din aceeași gamă, e aceeași cremă de mai devreme, pentru când o să rămân fără. Este, vedeți, o cremă care a câștigat Cosme 2022, cel mai apreciat produs pentru ochi și e apreciat și de mine, pentru că m-a făcut să cumpăr toată gama. Mă uitam să văd că trebuia să am un serum cu vitamina C și nu știu unde e. Din gama serumului cu vitamina C am luat și această cremă gel pentru față. Cremele gel sunt la mare căutare acum în Japonia, sunt în tendințe pentru că sunt niște creme care au un procent mai mare de apă și hidratează pielea mult mai în profunzime. Cred că asta ar fi toată șmecheria. Mi-am luat și un fixativ. Pe acesta l-am folosit în Japonia, că am avut nevoie de fixativ pentru breton, că acolo era umiditatea încă destul de ridicată și părul meu stătea cam în toate părțile și atunci am zis ok, am nevoie de un mini fixativ, dar am luat așa varianta mică. E un fixativ normal, n-am simțit nimic diferit la acest fixativ. Tot de la Lucidoil, că e brandul pe care mi s-a pus mie pata acum, am luat o ceară pentru păr, o ceară pentru stilizare, dar am luat varianta mică, există și varianta mare, dar am zis hai să încerc cu această mini ceară, văd dacă îmi place și când mai merg în Japonia, îmi mai cumpăr. Și din aceeași gamă cu crema pentru ochi, am luat și crema mare de zi. Iar această cremă spune că are 5 produse într-unul singur. Pentru că, în principiu, dacă aplici această cremă, nu mai ai nevoie și de serum și de alte nebunii. Pentru că ai tot ce trebuie într-o singură cremă. Vii cu această cremă, vii cu crema pentru ochi și cu SPF-ul și gata. Nu-ți mai trebuie nimic altceva. Eu încerc să merg pe o rutină cât mai simplă. Mi-am dat seama că nu e pentru mine să încerc să am o rutină super complicată, așa în stil corean, cu 1000 de serumuri, 1000 de compuși, 1000 de ingrediente, chestii pe care să le combin într-un anumit fel. E mult prea obositor pentru mine și prefer să merg pe ceva simplu, pentru că știu că o rutină simplă este o rutină pe care o pot ține pentru o perioadă mai lungă de timp. Și cam asta încerc să fac acum cu produsele japoneze. Unde-i serumul meu cu vitamina C? Dar nu e. Mai am și aici niște produse. Nu e. Nu știu unde e. Cred că l-am scos, că de luat l-am luat sigur. Tot din Harajuku mi-am luat și acest lănțișor cu gummy bear. Ne-am luat și cordeluțe. Nu mă întrebați de ce, dar noi ne-am luat cordeluțe de reni, la fel, ca să ne asortăm. Ne-au plăcut pentru că sunt așa cu mărgeluțe, nu știam sigur dacă o să găsim și aici și le-am luat cu treile bucata și am zis hai fie, că ne-au plăcut prea mult, a trebuit să le luăm, n-am putut să le lăsăm în urmă. Mai avem aici câteva produse pentru păr, produse care sunt la comun, de împărțit, clămuțe și mai multe clame, micuțe, negre, fluturaș, niște agrafe aurii, niște clame așa mai mari aurii, niște elastice de Crăciun, niște elastice cu căpșune pentru Mira și vedeți aici avem unde aici, căpșuna roz. Ah, ce-am găsit! Într-un final am găsit un glob cu Japonia. L-am găsit la Starbucks, era singurul produs din tot Starbucks-ul și apoi am mai căutat și n-am mai găsit la alte magazine Starbucks și chiar m-am dus și am întrebat-o pe doamna de la casă dacă e de vânzare, pentru că mi s-a părut că e așa doar ornament pus acolo, nu știam sigur, pot să-l cumpăr, nu pot să-l cumpăr și mi-a zis că dacă e de vânzare și am zis ok, acest glob e ce ne trebuie pentru bradul nostru al călătoriilor, noi adunăm cât mai multe ornamente de peste tot de unde mergem. Ușor, ușor, eu sper să avem suficiente pentru un brăduț, dar cred că o să mai dureze câțiva ani pentru că nu le adun chiar atât de repede. Și o fundă mare, care e și pentru mine și pentru Mira. Pentru Mira e un pic amoricică, pentru mine e... Na, o pun aici. E perfectă, e dimensiunea perfectă, dar am purtat-o așa la spate. Cred că m-ați văzut într-un vlog anterior sau pe Instagram.
Mai avem un globuleț pe care l-am desfăcut că n-am mai intrat. Bineînțeles că nu există călătorie în Japonia fără un eyeliner nou. Mi-am luat un eyeliner de la brandul Kokoroiki și este un verde metalic. E un verde superb. Nu l-am folosit până acum pentru că eu nu prea folosesc eyelinere colorate, dar am zis să încerc. Deja am dat o mie de dungi aici pe deget pentru că am stat cu emoții să nu se fi uscat. Asta e grija mea cea mai mare după experiența cu uzul. Am zis ok, dacă mi-au eyeliner, îmi iau doar unul, testez, dacă văd că nu se usucă pe drum, apoi pot să-mi iau cu încredere mai multe. Și mi-am mai luat un eyeliner și de la Love Liner, unul negru, dar nu știu unde e. Și mi-am luat și eu fondul de ten de la Tier Tier, dar mi-am luat această variantă mică, pentru că nu știam sigur dacă e pentru mine sau nu. Are o acoperire mare și dacă nu ești atent și pui prea mult produs, îți lasă senzația aia de mască. Încă nu știu exact cum să-l folosesc și cum să-l proporționez astfel încât să fie bine, pentru că dacă folosesc burețelul de aici, mi se pare că se ia mult produs. O să încerc cu burețelul meu și o să-i mai acord o șansă, dar așa la prima utilizare nu mi s-a părut cine știe ce. Fondul de ten de la Nessa, personal, îmi place mai mult. Acum, na, diferă de la ten la ten, de la persoană la persoană. Eu întotdeauna caut un finish cât mai natural când vine vorba de fond de ten, să nu-mi încarce tenul, să nu simt că am fond de ten pe față, cam asta ar fi, doar să uniformizez așa un pic și cam atât. Și tot pentru păr, mi-am luat ca o sârmă din aceasta de construcție pentru codițe împletite, pentru, nu știu, poți să te joci mai multe feluri cu ea, doar că eu nu am suficient păr pentru un produs de genul, dar l-am văzut, mi s-a părut interesant, știu că și mama avea ceva de genul, deci făcea cocuri și prindea cocul la final cu el și cred că ăsta a fost motivul, adevăratul motiv pentru care am cumpărat acest produs. Și mai am aici ceva de Crăciun, ceva ce o să vedeți în vlogul de mâine, nu-l scot, că mâine o să fie cumva produsul vedetă, ca să zic așa, și nu mai e mult până mâine. Mă iertați de data asta că nu vi-l arăt, nici măcar nu vă spun ce e, nu vreau să stric surpriza. Și cam asta a fost în mare tot ce am cumpărat noi din Japonia, ce am cumpărat eu din Japonia, pentru că Taiga și Mira au avut și ei cumpărăturile lor. Mai mult ca sigur au fost câteva produse care mi-au scăpat, care n-au ajuns aici, dar dacă e să fie așa, o să vi le mai arăt pe parcurs. Aștept cu nerăbdare să-mi spuneți ce părere aveți de produsele pe care le-am cumpărat, dacă le-am luat degeaba sau nu, dacă am luat prea multe sau nu. Da, cred că am luat un pic cam multe, zici că am luat tot magazinul aici. Sunt atât de multe produse de beauty, cred că e pentru prima dată când cumpăr atât de multe produse de beauty japoneze. De obicei când merg în Japonia sunt mai setată pe haine, datura asta am fost mai setată pe partea asta de păr, v-am zis de la început, tocmai pentru că părul meu o să treacă prin câteva schimbări, schimbări pe care le aștept cu brațele deschise și are nevoie de un pic de ajutor și din partea mea, mai ales că vreau să-i fac aceste schimbări și că vreau să-l las să crească și că vreau să-l ajut să crească. Și cam ăsta a fost vlogul nostru de astăzi. Mulțumesc pentru că ați avut răbdare și că ați rămas cu mine până la final. V-am zis de la început că o să fie un vlog lung, chiar au fost multe produse, acum că mă uit așa la ele, zic ok, dar ce a fost în capul tău, de ce ți-ai luat două uleiuri pentru păr? Bine, că astea rămân, ca și cum nu rămân și se duc în 3 luni până ajung eu iar în Japonia, chiar se vor duce și într-un fel am cumpărat mai multe de acolo, dar acum pentru o perioadă destul de lungă nu o să mai am de cumpărat produse de beauty și mi-am cam schimbat atât rutina părului cât și rutina tenului și mi-am făcut așa o rutină de la zero, o rutină pe care o să o testez și vedem exact ce o să rămână, cum o să rămână, cum o să o perfecționez. Pe partea asta o să vă spun eu mai multe pe parcurs, în momentul în care o să am și eu anumite răspunsuri și momentul în care o să găsesc acea rutină simplă, dar perfectă pentru mine, rutina pe care o caut. Și gata, v-am pupăcit, ne revedem mâine cu un vlog dedicat Crăciunului, cu un fel de vlogmas. V-am pupăcit! Pa!